Fiind seara în care v-am obișnuit cu slujitori, este ușor de înțeles că și în seara aceasta vom dialoga cu doi dintre colegii noștri, doi frați care sunt nu de puțină vreme în slujire, doi oameni ai lui Dumnezeu care, bănuiesc eu, o să-i întreb, probabil au trecut și prin lucruri frumoase și prin lucruri foarte frumoase, mulțumindu-vă că ne primiți în casele voastre, că ne ascultați, că vă rugați pentru noi, dați-mi voie să spun bun veniți invitațiilor mei, fratelui Gelu, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, Daniel. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că v-ați făcut timp. Știu că oricum nu prea aveți voi ce face. Știi că mă mai întreabă câte unul, că auzi, când scrii chestia asta? Zic în timpul liber, că păstorii și așa nu prea au ei mult de făcut, au mult timp liber. Deci ne-am făcut timp și am venit. Cum sunteți? Cât se poate de bine în condițiile de pandemie. Da, e bun. Foarte bine. Foarte bine. Aveam în biserică un frate care îl întreba cum ești, sus, că de la foarte bine în sus, slavă Domnului Iisus. Da, nu toți sunt în sus, noi mai suntem și pe lateral. Și pe... Sunt curios, de câți ani ești în slujire, Gelu? De foarte puțini ani. Sunt de puțini ani pentru că Dumnezeu m-a chemat mai târziu. În general, Dumnezeu cheamă pe tineri să slujească full-time, ori eu, în slujirea pastorală, sunt doar de 8 ani. Oh, asta înseamnă că ai avut o viață foarte ușoară, o să discutăm despre asta. Daniel? Ca slujitor, ca păstor, sunt din anul 1993. E unde vrei să facem calcule sau cum? Aproape 30 de ani. Așa. Aproape 30 de ani ca slujitor, ca păstor al bisericii numărul 1 din Brășița, iar de implicat efectiv în lucrare, undeva de prin anul 1986, de când am... După ce m-a chemat Domnul la mântuire, crescând la biserica din Bocșa, am început să mă implic acolo în slujire. Dar, să zic, ca slujitor, ca păstor din 1993, mai puțin 30 de ani. Deci, aici. Cred că v-ați prins, ne-a dat de gol, suntem la Reștița, o zonă chiar frumoasă, nu vreau să-i fac reclamă, că nici n-are nevoie de reclamă, dar dacă n-ați văzut munții pe aici prin jur, să știți, chiar arată frumos, vă invităm. Noi n-am avut vreme de munți, că noi suntem cu înregistratul, dar Gelu m-a făcut curios. Cum e cu intrarea în slujire mai târziu? De ce? Pentru că Dumnezeu m-a chemat acum. Îl slujesc și eu pe Dumnezeu de când m-am întors la El, așa, de aproape 30 de ani. Dar am slujit în diverse compartimente, la început am mers în misiune, mai târziu în lucrarea cu copiii, mai târziu în lucrarea cu tinerii, în studiu biblic, la biserică și am simțit chemarea lui Dumnezeu abia la 36 de ani. Am avut un loc de muncă foarte bun, bine plătit, poziție socială bună, mi-a plăcut foarte mult. Zici cu durere asta sau... Nu, mă bucur de experiența pe care am avut-o, dar a venit un moment în care n-am știut de ce, am simțit că trebuie să mă retrag de acolo. M-am retras din locul meu de muncă și am stat, cred că 6 luni neștiind ce trebuie să fac, efectiv. N-am știut spre ce să mă îndrept, n-am știut ce trebuie să fac, decât că trebuie să plec. După 6 luni Dumnezeu m-a cercetat și m-a chemat să slujesc full-time. Am început să mă pregătesc, m-am dus la școală, la Universitatea Emanuel, 4 ani și după 4 ani am intrat în slujire ca păstor. N-au fost chiar ușoare cele 6 luni. N-au fost ușoare, pentru că eram debusolat și eu și soția, nu știam ce trebuie să facem, noi lucram împreună până atunci, ne-am retras amândoi, am plecat amândoi din firma în care lucram și a trebuit să vedem ce ne rezervă Dumnezeu pentru viitor. Și au fost grele cele 6 luni, într-adevăr. Am vrut că ai menționat-o cuvântul soție, mie îmi și fugea gândul, oare ce-o fi zis nevasta la ale 6 luni, dar nu intrăm în chestiile astea, că dacă ea nu-i de față, știi să... Așa, bun, poate că o să ajungem și acolo. Știi ce sunt? Curios, Daniel, că probabil tu ești, cum zicea el, tipul ăla mai clasic, care din tinerețe, da? La tine o să te... Eu sunt bătrân și mai uit idei. Aș vrea să ne spui un pic, dacă, dar mai târziu, dacă l-avantajează pe un păstor că a fost pe la tineri, pe la copii, pe la nu știu ce, ai trecut prin toate etapele până ai ajuns în slujire. Cum ai luat tu decizia pentru slujire? După botez, asta se întâmpla în anul 1985, biserica unde am crescut, fratele păstor Ilie Tinco, avea pe inimă de a încuraja tinerii să slujească. La vremea aceea am început în biserică, la fel ca fratele Gelu, și mergeam foarte mult pe sate. Erau sate în care erau câțiva credincioși, frați, surori, chiar foarte puțini, și se bucurau de faptul că veneau frații
să slujească, cu ora de rugăciune, studiu biblic, erau frații mai în vârstă care predicau și în mod progresiv s-a cristalizat în viața mea dorința aceasta de a căuta voia lui Dumnezeu cu privire la slujire. Și a fost validată de fratele păstor, de frații din biserică și m-au încurajat în continuare la lucrare și personal cred și am convingerea că orice chemare personală, că mult se prevalează, m-a chemat Domnul, ea trebuie validată de biserica locală, de slujitorii, de prezbiterii bisericii. Și mă bucur că am trecut pe drumul acesta deloc ușor. Am avut câteva tentative de a intra la seminar la București, în vremea aceea, după cum bine știm, era destul de greu și în final am intrat și la seminar în 1989 și, așa cum spunea și fratele Gelu, au fost 4 ani de pregătire efectiv pentru slujire. N-am nicio îndoială că, uitându-mă în urmă, e o paradigmă, un mod al lui Dumnezeu de a lucra, un model, o matrice în care biserica locală trebuie implicată. Oh, sigur că da. Spune-ne cum am zis, îl ajută pe un păstor să treacă prin niște etape. Nu știu pe alt păstor, dar pe mine mă ajută foarte mult. Mă ajută foarte mult pentru că pot să empatizez cu frații. Adică am fost implicat la tineret în a învăța pe tineri, dar mai mult decât atât, în a organiza tabere, activități, sandwich-urile pentru întâlnirile de tineret, sigur, toate lucrurile. Și asta mă avantajează pentru că pot să empatizez cu cei care fac acum lucrarea asta, pot să empatizez cu cei care vin rupți de oboseală de la lucru joi la serviciu de biserică, pot să empatizez cu cei care chiar n-au timp și nu pot să fac o slujire sau alta, îi înțeleg că am trecut pe aici și știu cum e. Și la alții poți să spui, bă, nu-i nici sfârșitul lumii, hai că... Asta e un argument foarte puternic pentru mine, da. Și spun, și eu știu că am făcut asta. Am fost și eu acolo când am picat de pe picioare și Dumnezeu m-a ajutat. Și știu cum e, mă ajută foarte mult. Și bucuria și răsplata. Super chestia asta. Ce ați putea să ne spuneți despre familiile în care ați crescut? Că sunt curios așa dacă familia are un impact asupra copilului, asupra viitorului. Da, incontestabil, Dumnezeu a îngăduit să cresc, să fiu într-o familie de oameni cu frica lui Dumnezeu. Oamenii pot să vadă aceasta, impactul extraordinar pe care părinții l-au în viața copiilor, mai ales atunci când este vorba de slujire. La vremea aceea nu eram căsătorit. Aveam un loc de muncă și părinții au văzut că este nevoie să suplinească anumite lipsuri din viața mea și chiar m-au sprijinit. Și erau de o condiție socială, să zic de la mediu în jos, dar au înțeles chemarea lui Dumnezeu și m-au sprijinit enorm. Mi-am dat seama că tu vorbești de partea asta vis-a-vis de lucrare. Dar așa, din copilărie, ce ți-aduce aminte despre familie? E singur în familie, frați, surori? Am 2 frați, unul mai mare, unul mai mic. Părinții mei au venit din zona Ardealului, din Sălaj, de la Pericei. În anul 1960 tăticul a venit în zona aceasta a Banatului. A fost așa un fel de migrație din zona aceea spre vestul țării, zona... Ți-a spus vreodată că la Pericei e ceapă bună, dulce. Da, întotdeauna, acolo făceam vacanțele. Da? Uite, și a fost așa o situație când eram la seminar, surorile ca întotdeauna făceau mâncare foarte bună și la un moment dat au făcut o mâncare și era niște salată de ceapă de la Pericei. Ceapă. N-am știut, dar eu am spus, numai la Pericei am mâncat așa ceapă bună. Și surorile mi-au spus, păi am primit un sac de ceapă de la Pericei. Dar taică-tu era român. Da, sigur. Că... Și mămica, acolo în Pericei, da, este o concentrație mare de frați maghiari, o biserică foarte mare, dar părinții mei este și o comunitate destul de consistentă de români. Deci au venit în zona Banatului, din dorința de a crea, asta era o viață mai ușoară pentru copiilor și părinții mei aici s-au întors la Dumnezeu în anii 70 în biserică și așa ne-au crescut. Mi-aduc aminte, traversam aproape tot orașul, ne luau de mână cu mijloacele de transport, uneori precare de la vremea aceea. Cine era mai strict, tata sau mama? Mămica. Mămica. Mămica.
nu discuta. Mămica venea dintr-o familie, chiar am găsit ceva cât se poate de încurajator. Bunicul mamei a fost unul din primii predicatori în județul Sălaj. Eu am aflat 2 ani în urmă asta. Și mămica a crescut într-o familie, avea, să zic, ideea aceasta de disciplină, de a merge la adunare. Nu se negocia. Nu. Erau aspecte, un fel de status quo în familie, chiar dacă la vremea aceea tăticul nu era pe calea Domnului, dar erau aspecte care chiar nu se discutau, nu se negociau. O să mă duc la tinerilor, dar uite, chiar și scopul acestor emisiuni. Știi de ce m-am gândit de multe ori să discutăm și cu slujitorii? Și noi unele chestii le aflăm când se citește necrologul, mai ales la noi că nu se citește prea lung, știi, și după ce o pleca fratele sau la mormântare, auzi niște lucruri faine, hai să le auzim, cum ai zis tu, bunicul cu tare, da. Le afli da. La 40 de ani, știi, da. Nu știu de ce ascundem câteodată valori de alții, poate că și chestiile astea ar trebui să le depășim puțin și fără să ieșim în evidență, sunt totuși moștenirea asta e foarte importantă. Fără îndoială. Eu m-am bucurat enorm. Deci am auzit, cum zic, vreo 2 ani în urmă. Deci este cumva străbunicul. Și după aceea am mai răscolit și într-adevăr a fost prima generație de baptiști în zona aceea, oameni cât se poate de dedicați lucrării Dumnezeu, oameni serioși, oameni frumoși, harnici, cu o reputație deosebită în comunitățile lor. Care s-ar putea, dacă cercetezi un pic, să ajungi la concluzia că au și plătit un preț pentru credința lor. Da. Cum, din ce familie vii tu? Eu am crescut într-o familie oarecum adoptivă, în sensul că ei n-au avut copii. Așa. Și au ales pe unul dintre nepoți, pe mine, să mă crească, fiindcă n-au putut să aibă copii împreună și am crescut în familia lor. Câți ani ai avut când ai știut? 9 luni. Atunci m-au luat la 9 luni. Am descoperit asta mai târziu, fiindcă părinții mei biologici ne vizitau. Și am înțeles, ei sunt părinții tăi și ei, dar noi te creștem. Am crescut într-o familie care credea despre ea că e credincioasă. Adică ei știau că aparțin cultului ortodox, dar nu aveau nicio legătură cu biserică, cu cult, cu lucruri de genul ăsta. Și în contextul în care am crescut, ei fiind în vârstă și fără educație, am pus mai mult preț pe profesorii pe care am avut la școală și ei mi-au dat de înțeles că Dumnezeu nu există și am crescut ca un ateu. Am crescut ca un rod a societății socialiste. Asta ne învățau, asta am crezut că e bine și am crescut așa până la 19 ani. Nu mi-a lipsit dragostea părintească, grija pe care ei mi-au purtat-o, m-am simțit iubit în familia lor, doar că educație, din punct de vedere creștin, n-am avut absolut deloc. Vezi, apropo de chestia asta, că vorbim acum, nu vrem să vorbim noi ca bătrânii de o generație și pe vremea noastră, că numai eu sunt bătrân aici, dar uite cazul tău, oameni care erau oameni religioși, poate în sufletul lor, nu practicanți, dar vis-a-vis de familie, de educația copilului, de ceva, cum zici, nu mi-a lipsit dragostea, nu mi-a lipsit asta și vedem spre ce ne îndreptăm noi în zilele astea, da? Și cum ai ajuns atunci să ai legătura cu biserica? Să... Era în anul 1992, când erau evanghelizări peste tot. Eu n-am avut parte de așa ceva. Un băiat cu care învățam pentru BAC în perioada asta, a auzit de Dumnezeu, a început să citească Biblia și discutam subiectul ăsta, mă plictiseam grozitor, dar de dragul lui și pentru că voiam să învățăm împreună pentru BAC, am trecut peste. La un moment dat s-a întâmplat ceva în oraș, era o manifestare, veneau niște frați americani și am mers să vedem că încolo nu era nimic. Americanul mai ajunseseră la Casa de Cultură și atunci alt băiat, un coleg, îmi propune, hai să mergem la baptiști la biserică. Era pentru prima dată, într-o joi după amiază, era început serviciu când am ajuns noi. Domnul să mă ierte, m-am plictisit îngrozitor. Dar ce motiv ți-a dat el? De ce să mergem la biserică? Să vezi și tu cum eu, nu fusesem în biserică de foarte mulți ani. Da, el a fost. Eu n-am fost de foarte mulți ani într-o biserică ortodoxă, într-una catolică niciodată și la evanghelici, la neoprotestanți nici se punea problemă. Și așa am ajuns în biserică, cum spuneam, m-am plictisit îngrozitor, da. Da, îngrozitor, n-am înțeles nimic, dar când am plecat m-a văzut alt băiat cu care lucram în combinat, în combinatul siderurgic din Reșița. Și l-am abordat a doua zi, te-am văzut acolo, poate a fost interesant, hai să mai vezi cum e, am încercat să evit cât am putut, dar până la urmă a fost rușine și am acceptat să mă duc duminică, era o nuntă, atunci mi-a plăcut. Mi-a plăcut atmosfera, mi-au plăcut oamenii, modul în care s-au raportat unii la alții și la mine.
am apreciat cuvântul, cântarea și după aceea am fost nelipsit. Mi-a plăcut foarte mult și așa m-am întors la Dumnezeu. Super, deci un prieten, și dacă nu știe foarte multe, te poate ajuta. Și ce să vezi, cel cu care am venit pentru prima dată aici la biserică, nici acum nu e credincios. Era în perioada în care și el căuta și când am ajuns aici, eu am rămas și el nu. A, interesant. La tine, Daniel, ar trebui să fie chestia aia un pic mai clasică? Părinții nu, ne duc nu, la biserică? Nu, n-a fost deloc clasică. Ia să vedem. Pentru că a urmat perioada liceului. Perioada a liceului în care eu am... Deci până în clasa 8-a, mama, comandantul, nu lipsim, da, nu? Da, da, și părinții nu întotdeauna erau, să zic, intransigenți, pentru că trebuia să traversăm tot orașul. Tăticul și mămica au fost botezați puțin mai târziu. Mămica, chiar dacă a crescut în familie de baptiști, tăticul a crescut într-o familie de ortodoxi, dar de botezat s-au botezat mai târziu aici, în zona Banatului. Iar perioada liceului, am plecat la liceu în altă localitate, la Caransebeș, în ideea de a face un profil care la vremea aceea mi-a plăcut foarte mult și sunt atras și acum de domeniul respectiv. Și perioada liceului a fost o perioadă, aș putea spune, cea mai neagră perioadă din viața mea. Păi zi domeniul ăla, că acum numai la ăla ne gândim. Să vedem dacă unii deci au... Mie îmi place foarte mult natura, muntele. Așa. Și era o singură clasă de profil de silvicultură în județul Caraș. Nu că s-ar putea după chestia asta unii să-ți trimite mesaje, nu că le-a plăcut predica. Frate, și eu cu silvicultura. Deci măcar ai făcut sigur, o gașcă acolo. Da, spun, chiar am rămas și păstrez legătura cu colegii de liceu după 40 de ani, zile trecute ne-am întâlnit cu câțiva din clasă. Deci revenim, perioada liceului pentru mine a fost o perioadă neagră, de rătăcire. În sensul că m-am apucat de fotbal, jucam fotbal la școala sportivă în Caransebeș, meciuri sâmbătă, duminica. Nu, să nu înțeleagă ăștia care se mai uită la fotbal că sunt rătăciți acum. Nu, mă refer că am rupt legătura cu biserica. Da, tu n-aveai nicio treabă. Da. Am rupt legătura cu biserica. Mergeam la biserică atunci când veneam acasă, în vacanță sau în weekend uneori. A urmat apoi perioada armatei. La vremea aceea, imediat după liceu, trebuia să mergi în armată. Și în timpul stagiului militar a fost zdrobirea mea. Am trecut prin situații foarte, foarte delicate. Și acolo, în armată, am experimentat cât se poate de practic, l-am pus pe Dumnezeu la încercare, într-un mod teoretic știam că am crescut în mediul ăsta și a fost timpul în care Dumnezeu m-a cercetat, am fost zdrobit și am spus, în momentul în care termin armata, merg la biserică și voi încheia legământul cu Dumnezeu. Am terminat armata în februarie 1985. În martie am luat hotărârea de a-L urma pe Domnul. Mi este clar, ziua, ora, nu este neapărat un model, dar eu vorbesc în dreptul meu, în momentul în care m-am hotărât. Am luat cursul de cateheză, am fost botezat în iunie 1985 și de acolo a început ceea ce am menționat puțin mai devreme. Deci, hotărârea am luat-o în timpul armatei. Da, nu există un singur model, dar sigur există o singură cale, un singur mântuitor. Asta ne este clar. Cred la toți. Fiecare dintre noi avem o experiență personală. La unii un proces, la alții un moment. Da. Eu cred că la cei mai mulți și un proces și un moment. Da. Că sunt procesul căutărilor, nici nu știm cine se roagă pentru noi, cine ne învață, unde ne învață, nici oamenii. Dar părinții, aș putea spune, părinții și mama și tata, realmente aici a fost șansa pe care noi am avut-o copii fiind în familie, a fost ceea ce se numește mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. Eu nu pot să uit în perioada liceului, în perioada armatei, nu odată când treceam pe lângă camera părinților mei, îi auzeam rugându-se pentru noi. Și la vremea aceea... Contează chestia asta, enorm, contează. Enorm. Deci este un suport psihic, emoțional, extraordinar. Mai târziu, fratele meu mai mare a plecat în Statele Unite și mi-aduc aminte și acum. Îi spunea mamei, mama, eu știu când tu te rogi pentru mine. Și zice, rugăciunea ta, și astea nu-s povești,
lozinci, cum ar putea să interpreteze unii. Zice, eu știu când tu te rogi pentru mine și rugăciunea ta traversează Atlanticul, deci nu... Și emoțional, psihic, era ceva, un suport extraordinar pentru noi copii fiind, mămica, tăticul să roagă pentru noi. Și, da, mulți spun asta. Că și ei... cred că asta ne-a ținut în viață, spiritual, altfel am fi fost pierduți. Da, acum problema este, tu, Geru, ești mai tânăr, dar eu cu Daniel începem să ne gândim dacă ar fi copiii noștri în emisiune, ce ar spune vis-a-vis de chestia asta. Știi? Și da, fără să vrem, am ajuns oamenii când e cam târziu, dacă am face numai acum, ar trebui să spunem că am luat pe umerii noștri anumite poveri și din generația tânără. Nu că ei nu s-ar descurca fără noi, dar și noi acum apreciem că s-au rugat ei atunci, când noi le știam pe toate. Zim, cum ai ajuns tu să lucrezi cu nevasta în același birou, adică în același loc de muncă, adică cum ai ajuns tensori, că nu aveai cu cine lucra dacă nu te căsătoreai. Cum v-ați cunoscut, cum v-ați căsătorit? Povestea e lungă, dar zic versiunea scurtă. Deci eu știu că e lungă. Zic versiunea scurtă. Și oricum fii liniștit că dacă se uită soția la emisiune, o să-ți spună că mai trebuia să adaugi chestia asta sau un pic de culoare, ele pun asta, fii liniștit. Deci. Cum adică dacă se uită la emisiune? Păi nu știu dacă se uită. Ar fi culmea să nu se uite la emisiune. Păi da, nevestele nu sătule de noi toată ziua. Dar ce să mai... În anul în care am venit la biserică, am intrat într-un grup de misiune și într-o zi am văzut o fată interesată de mine. La grupul de misiune erau și fete, ca să vezi. Da, nu mă așteptam la asta. A început să fie interesată de mine, să-mi pună întrebări, eu fiind nou la biserică, am zis că vrea să ne cunoaștem, ea voia mai mult decât atât. Eu n-am fost interesat absolut deloc de o relație cu o fată, pentru că eram dornic, setos după relația cu Dumnezeu și absolveam tot ce puteam din punctul ăsta de vedere. Deci eu nu cred că unii băieți ar crede când aud chestia asta. Depinde de contextul în care am crescut. Ce vârstă? 19 ani aveam. Deci la 19 ani să vezi o fată frumoasă, nu știu ce, și pe tine să te intereseze relația cu Dumnezeu. Pentru că până atunci n-am avusesem așa ceva. Deci tu erai chiar ăla care a găsit izvorul, însetatul. Da, care... da, chiar mi-a plăcut foarte mult. Eram interesat de toate lucrurile, din toate perspectivele. Citeam tot ce puteam la vremea aia, nu era foarte multă literatură și s-a întâmplat. Da. Că într-o zi când eram invitat la o nuntă, să merg cu cineva, cu cine? Uite, cu fata asta cu care mă înțeleg bine. Am mers. Dar cine v-a cuplat? Nu ne-a cuplat nimeni, că asta spun. Foarte interesant a fost. Zic, să merg cu fata asta, era altă fată, nu soția mea. Și zic, ne înțelegem bine și ok. Ei, toată nunta aia, soția mea a stat cu spatele la băiatul care era la nuntă și eu cu spatele la fata cu care eram la nuntă, că am discutat 6 ore cât am stat la nuntă doar noi doi. Următoarea nuntă, pentru că am un grup de despre misiune, Domnul Iisus, se căsătoriau. Nu, și, da, da. Cu siguranță. Eu nu mă gândeam la altceva în momentul ăla. La următoarea nuntă m-a întrebat dacă vreau să venim împreună, să fim domnișoară și cavaler de onoare. Am vrut și ușor, ușor m-am apropiat de ea și emoțional. Am observat că e frumoasă, ce-o mai am observat că ne potrivim, nu e așa? Da. Și așa am început ușor, ușor să avem o relație. Eu 19 ani, ea 21, ea am vorbit 2 ani. Ea nu te-a întrebat niciodată ce ți-a luat așa de mult? I-am explicat. Chiar nu mă interesa în momentul la o relație. Și pe aceea ne-am căsătorit. Am avut o viață grea din punct de vedere financiar. Am lucrat în Reșița amândoi, ne-am pierdut locurile de muncă din Reșița, ne-am mutat în Timișoara, acolo am lucrat amândoi, stăteam în chirie, ne-a fost greu, ne-am întors în Reșița, am început să lucrăm aici, dar din punct de vedere financiar era foarte greu. Și am ajuns într-o criză din punctul ăsta de vedere și atunci Dumnezeu a avut un plan pentru noi. Am avut un prieten, cel care m-a dus la biserică pentru prima dată, care lucra agent imobiliar, ne-a invitat să venim și noi împreună cu el. Și ne-am asociat, 3 prieteni, aveam undeva 28-29 de ani, ne-am asociat la o societate comercială și am început o afacere împreună. După 7 ani de muncă, de alergare, Gabi lucra, soția mea lucra ca secretară la noi și am simțit că ajunge. Am simțit că ajunge cu alergarea, cu stilul ăsta de viață, de muncă. Erați mai bine financiar acum? Nu mai bine, foarte bine, extraordinar de bine. Am trecut orice așteptări pe care am avut vreodată. Și ne-am dat seama că nu cred că Dumnezeu ne-a chemat să facem bani. Am crezut lucrul ăsta. Serviciul era unul non-stop.
Adică nu exista o oră între care să lucrez, un interval orar, ci lucram non-stop, ne puneam deoparte pentru Domnul, colegii mei au înțeles lucrul ăsta, dar ne-am simțit că ne trebuie altceva. Și de-aia am ajuns să lucrăm împreună, a fost foarte bine, dar nu a fost ce ne-am visat, nu-i suficient. La un moment dat ne-am îndeplinit dorințele din punct de vedere financiar, dar am zis că viața e mai mult decât atât. Deci acum tu, știu că tu ai o nevastă pocăită, înțeleaptă, nu cred că ți-o zis niciodată că totuși tot e... Ia te-o ajutat stensor, dar nu, realitatea un pic cam acolo este, ce să faci? Da, chiar m-a pețit înainte de căsătorie. M-aș întrebat, cum facem, când vii să mă ceri? Da, adică fata practică. Și am întrebat, da, foarte practică, și am zis, marți e bine? E ok să fac, am prăjit unul de altă, te-am întrebat. Ok, nu, ne vedem marți. Deci tu mi-ai răspuns la, păi și acum trebuie să fac eu emisiune cu tine. Câți m-au întrebat, să știi că mă mai întreabă așa câte o fată cu tare, frate. Ce să fac? Să deschid eu subiectul, adică ăla vine, discutăm despre Iisus, despre pădure, despre văd că are sentimente. Păi eu zic, bă, ce, cumva deschide și tu subiectul, adică zic, bă, copile, spune și mie de ce roz cauciucurile pe aici, e numai Iisus sau e și fiica lui Iisus. Deci merge și chestia asta, cu înțelepciune. La mine a funcționat foarte bine. Și cu perseverență, că tu la început tot spiritual te-ai dat, da? Da. Ia să vedem cum te-ai însurat tu, Daniel. Înainte de asta, dacă îmi permiteți. Îți permit ce vrei, da. Pentru a finaliza ce am discutat puțin mai... Să spui și asta, dar cum v-ați înțeles frații? Că am avut și asta în minte, dacă ați fost trei. Ca orice băieți, trei băieți acasă, n-a fost deloc simplu. Te miri că mama era comandant. Dar a contat foarte mult disciplina în casă, din partea părinților. Na, aveam ca orice băieți, trei băieți în casă. V-a învățat și să gătiți sau nu? Să călcați o cămașă așa? Nu, dar ne-a binecuvântat Domnul pe fiecare dintre noi cu... gospodine foarte bune. Dar ai ști să faci mâncare? Le ai cu fără îndoială, da. Păi nu, știi de unde m-am prins? Deci, domne, îți spune cineva salată cu ceapă sau ceapă în față și tu spui de la pericei. Da. Frate. Da, bun, e un gest, e un gust unic acolo. Da, deci, este incomparabil. Alții poate nu au gustul. Facem reclamă acum la... Ce vorbește? Revenind la impactul rugăciunilor părinților, am preluat asta și poate unii va conta pentru unii care se uită la noi, ca biserică, noi avem și în bisericile unde slujim, sunt părinți credincioși care au plecat în veșnicie și au rămas urmașii lor. Unii vin la adunare, alții nu. Și noi ne-am făcut un obicei, chiar luna asta, octombrie, ca program de rugăciune, avem să ne rugăm pentru cei care nu se mai roagă nimeni. Deci avem o listă, îi știm, îi anunțăm și o dată pe an vom avea chiar în 18 vom avea un eveniment înapoi la Dumnezeu prin biserică. Și încercăm să-i contactăm pe toți aceștia. Unii au crescut în biserică și au plecat sau vin foarte rar. Îi căutăm, anunțăm în biserică, biserica îi știe, au crescut împreună cu unii dintre și experiența ultimilor ani este cât se poate de încurajatoare. Le trimitem invitații. Scuze-mă, am o idee super. Pentru cei care vă uitați, nu știu, ați intrat din greșeală aici sau poate prin călăuzirea lui Dumnezeu, că noi nu credem în greșeli, în cazul în care crezi că nu se roagă nimeni pentru tine, te rog frumos, intră pe un site la o biserică, că e Reșița, că e în altă parte, că e în orașul tău, că e o biserică la capătul lumii și o cunoști acolo. Din punctul meu de vedere, și dacă intri pe site și dai acolo o biserică și îți apare o biserică și ai un număr de telefon, eu cred că ar trebui să ai curajul acesta să suni și să spui, oameni buni, pentru mine nu se roagă nimeni. Ar putea cineva din biserica voastră să se roage pentru mine. Îmi place să cred că veți rămâne surprinși că Dumnezeu vă va îndrepta spre oameni și spre biserici care se vor ruga pentru voi. Veți vedea că Dumnezeu ascultă rugăciunile, că Dumnezeu există, că Dumnezeu poate ridica vieți, că Dumnezeu poate pune înapoi vieți zdrobite, că Dumnezeu poate aduce familii împreună, că se ocupă de tineri, de bătrâni. Deci e super ideea și chiar m-aș bucura. Asta cred că o să le mai zic și la alții, să ne rugăm pentru cei care nu se roagă nimeni. Aici, apropo, i-am rugat odată, că aveam săptămână de rugăciune
Și am zis, chemați-vă oamenii, vecinii, prietenii, dușmanii, să vină la rugăciune cu promisiunea că ne rugăm pentru ei. Varianta B, dacă nu pot să vină, din anumite motive, întrebați-i ce să ne rugăm pentru ei. Spui colegului de muncă, în seara asta vreau să ne rugăm cu biserica pentru tine. Ce ai vrea să ne rugăm? Dacă ai fi acolo, ce ai vrea să auzi dacă nu poți veni? Și închei cu asta, zice, spunea cineva, m-am dus la cineva, la o bătrână, era bolnavă, nu putea să vină la biserică, și zice, primul lucru, a început să plângă bătrâna și a spus, cât trebuie să plătesc pentru rugăciunile astea? La care respectiv a spus, dar cum să plătiți? Nu plătiți nimic, noi ne rugăm lui Dumnezeu, mijlocim în numele Domnului Iisus Hristos. Și următoarea expresie a fost, dacă Dumnezeu mă face bine, vreau să vin să văd care e biserica care se roagă pentru mine, deși nu mă cunoaște și nu m-a văzut niciodată în viață. Foarte mult. Noi poate neglijăm puterea asta a rugăciunii, cât de important este să se roage cineva pentru noi și noi să ne rugăm pentru alții. Și impactul în viața lor este extraordinar. Într-una din vizitele pastorale am văzut, era pus la loc de cinste, ca și cum ar fi pus într-o ramă, acea invitație pe care noi am trimis-o, menționând Duminica înapoi la Dumnezeu prin biserică. Da, o ținea ca un fel de, nu știu, ca... Și din momentul acela a venit și a rămas în adunare. Super, domnul Sfântul. Aveți copii, cum sunteți? Nu. Nu aveți. Noi nu avem încă. Copii. Nu încă. Da, nu niciodată încă. Nu se știe. Nu încă. Eu spun la surori, până la 89 de ani sau cât a avut, dacă mai și râd, știi? Nu se știe niciodată. Ai zis liniștit, hai să te întreb, sau cel puțin ești obișnuit așa să zâmbești și când nu vrei să zâmbești, ești în momentul în care ai acceptat chestia asta destul de bine tu sau ai avut o perioadă în care ți-a fost mai greu să accepti ideea? Da, a fost o perioadă în care mi-a fost foarte greu să accept ideea. Nu mă simt, deși lucram cu copiii, la programele copiilor, soția mea suferea întotdeauna. Vizibil, adică vizibil pentru mine. Eu n-am avut chiar așa, cum să zic, îndrăzneala să verbalizez sau să las să se vadă suferința asta mea. Știi, noi, da, noi. Nici măcar în fața ei, pentru că cred că ar fi suferit și mai mult. Dar am ajuns la faza în care am înțeles că dacă ăsta este planul lui Dumnezeu pentru noi, Dumnezeu ne va binecuvânta prin copiii cu care lucrăm, prin tinerii cu care lucrăm și chiar ne-au binecuvântat. Unul din băieții care ne înregistrează e nepotul nostru, îl iubim foarte mult și ne-am apropiat așa de el, de ei, deci am început să acceptăm că ăsta e planul lui Dumnezeu, dacă e, pentru că așa cum spuneți, încă nu-i târziu. Încă nu-i târziu. Da, așa este. Dar nu ne-a fost ușor. Deci nu este ușor. Ăsta e un subiect delicat, greu de... Da, eu nu vreau. Mă bucur că nu-i nevastă ta aici, știi, că ea poate ar zice un pic diferit de tine, nu în sensul, ci în sensul, cum ai zis tu, că așa altfel ai. Simți. Mai e un lucru la noi unde noi, ca slujitori, apropo, trebuie să fim foarte atenți. Pentru că n-ai cum să nu te bucuri. Dom'le, sora aia e însărcinată, așteaptă un copil, vin cu copilul, anunțăm noi păstori, cum anunțăm? Fraților, în familia cu tare, Dumnezeu a binecuvântat familia cu un copil, al treilea, al patrulea. Și stăți soția sau stai tu în bancă și spui, mă, dar pe noi de ce nu ne-a binecuvântat cu unul? Adică că nu ne poate da jumate, dar nu vrem nici 11 echipă de fotbal. Te rogi, ai trăit o viață curată, postește înaintea lui Dumnezeu, roagă alții pentru tine. Apropo, Daniel, că suntem în Reșița, cred că nu o să uit niciodată până îmi rămâne memoria întreagă, că nu eram obișnuit cu chestiile astea. Eu eram la școală la București, cred că în anul 2, și când a venit prima dată la biserica din Reșița, acolo în centru, căsuța aia mică, cum era supraaglomerată, era o binecuvântare, serviciu de binecuvântare a unui copil, nu mai știu dacă băiat sau fetiță, nu mai știu mult, nu știu nici ce am predicat eu, că am predicat, nu știu ce am predicat. Știi ce nu mi-a putut ieși din minte? Că o soră, o mamă, mulțumea în lacrimi lui Dumnezeu pentru copil și spunea, Doamne, după 13 ani de rugăciuni, îți mulțumesc că ne-ai împlinit dorința și avem copilul ăsta. Pe mine, ca tânăr, îți dai seama, mă urca, băi, 13 ani, da. Să aștepți un copil, toate astea. Deci sunt lucruri, dar cam cât v-a luat ideea asta să vă obișnuiți un pic, să acceptați? O zi, două? Aproape 20 de ani. Aproape 20 de ani. 20 de ani. Da, nu. Nu-i chiar, chiar așa peste simplu. 20 de ani, da, da. Dar nu e așa simplu. Ți-ai permite acum să condamni o familie care ți-ar spune, frate păstor, ne greu să acceptăm, încă ne rugăm, mai plângem? Nu, n-am cum. N-am cum. Am trecut pe ei și știu ce înseamnă.
da, n-am cum. Soția mea și acum zice, când vedem copii abandonați, copii care suferă în familiile lor că, sau că sunt neglijați, spune Dumnezeu uneori dă copii cui nu-i merită, nu le trebuie copii. No, și o spune cu durere. Da, da, e... Cum să-i condamn? Că noi ne educăm să ne încredem în Dumnezeu. Vezi copii în familie unde îi nenorocesc efectiv. Sunt alții care îi aruncă la tomberon sau ceva și atunci zici, băi, dar noi care am vrea să-i creștem pentru Domnul. Deci e un subiect foarte, foarte delicat, dar planul lui Dumnezeu... Da, da, nu putem că nu-l înțelegem, e una, trebuie să-l acceptăm, ne încredem în Domnul și Dumnezeu va binecuvânta și va binecuvânta. Că era să uit de însurătoarea ta, ia să... Da, deci am crescut în biserică împreună cu Dorina, soția mea, la grupul de tineri și în momentul în care mi-a fost clar că Dumnezeu m-a chemat la lucrare, din momentul acela am început să mă rog pentru viitoarea soție. Fără să știu, aceeași rugăciune o avea și Dorina înaintea lui Dumnezeu. Fără să știm, separat, inclusiv zile de post, de rugăciune, mai ales eu m-am gândit că trebuie, și asta este convingerea mea, că în momentul în care Dumnezeu cheamă pe cineva la lucrare, indubitabil și soția lui, este chemată la slujire. Are o chemare specială. Are o chemare specială. Altfel... Rămâi aici, altfel... Da, altfel. Da. Deci am toată convingerea, Dorina, soția mea, a fost și ea chemată la lucrare de multe ori și știm bine asta și a trebuit să o spunem chiar și în contextul acesta. Multe din poverile familiei, casei, slujirii, într-un mod cât se poate de tăcut, în anonimat, sunt purtate de soțiile noastre și... Cel puțin jumătate din cum o iau ele. Fără îndoială. Și bisericile văd și știu asta. Mi-a fost cât se poate de clar, au fost două, trei momente în viață de, aș putea spune, de luciditate 100%. Unul a fost, dintre ele a fost că Dorina este soția mea, trebuie să fie soția mea. Și tu continui să crezi în călăuzirea lui Dumnezeu pentru viața de familie? Fără îndoială. Mai ales când este vorba de cineva care este chemat la lucrarea lui Dumnezeu. Altfel, au loc adevărate drame. Și nu este cadrul și contextul aici. Și eu mulțumesc din toată inima... Deși uneori ar trebui să vorbim, dar... Da. Eu mulțumesc din toată inima pentru soția mea, pentru Dorina. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu doi băieți. Amândoi sunt... E ultima dată când ne-am văzut, erau mari. Micuți. Erau micuți, acum sunt mari. Emi ne l-a dorit Dumnezeu în prima zi de seminar, în prima zi de seminar la București, în 1989, și apoi Dumnezeu ne-a binecuvântat peste puțin timp și cu Filip. Amândoi sunt copiii lui Dumnezeu și asta este cea și mai mare bucurie. Și soția ta era cu tine la București? Sau? Nu. Oh, ce fain, deci ea cu copiii acasă nu, și nu, tu... Nu. Delectare în cuvânt. Nu, da. Așa a fost contextul atunci, astăzi aș spune și la vremea de atunci, dar încă o dată, contextul a fost de așa natură atunci. Astăzi, fără absolut nicio rezervă, aș spune, în situațiile acestea, și asta le spune și celor care merg în străinătate să facă bani, soția rămâne aici și sunt adevărate drame. Veneam acasă cam o dată la 3 săptămâni. Pe banii ei, că doar tu nu aveai. Nu, biserica a fost lângă mine. Da. La vremea aceea și soția mea a lucrat. Păi de asta zic că ea a lucrat. A lucrat, da, copiii erau mici, am stat în casa părinților mei și Dorina a ținut mult aici spatele la lucrarea aceasta, părinții, biserica unde am crescut. Asta e foarte fain. Plăteau drumurile de București, nu erau multe, era cam o dată pe lună. Și nu a fost idealul, pentru că eu eram acolo, soția era acasă, dar Dumnezeu ne-a păzit. Nici n-a fost imposibil. Nu, n-a fost imposibil, dar încă o dată cred că nu a fost, din punctul acesta de vedere, locul familiei de a fi împreună, cu orice risc. Da, acum idealul o să fie în cer. Da. Și eu asta încerc să le spun unora,
greu și imposibil sunt două aspecte diferite. Poate fi foarte greu, dar nu imposibil. Dar când este vorba de lucrare, deci eu aici aș introduce în discuție și elementul acesta al aportului până la preț, dacă este nevoie, mare de plătit din partea slujitorului Dumnezeu. Nimic, și asta este o lege, nimic nu se poate face fără jertfă. Știu că este demonetizat cuvântul ăsta astăzi și cumva este interpretat greșit, dar este un preț de plătit. Încerc eu să le spun oamenilor, noi am inventat un creștinism fără cruce. Iisus Hristos nu l-a putut inventa fără cruce, dar noi vrem un creștinism fără cruce, o comoditate. Este, cei care ne urmăresc la emisiuni știu că unul din momentele neplăcute pentru mine este când am început o discuție super faină, să mă uit la ceas și spun, ar că am trebuit să încheiem, dar cel puțin cu tine, Daniel, dar poate că ne mai întâlnim, vedem cum lucrează. Știu că am fi putut vorbi un pic despre educație creștină, celelalte nu mai avem, a zburat timpul, dar poate că facem o emisiune chiar pe educație. Pe educație creștină, da. Educație creștină, ce vreau, totuși nu vreau să încheiem așa, deși au zburat minutele mai repede decât am crezut. Dacă ați vrea să spuneți cuiva ceva, nu știu, băieților, fetelor, tinerilor care se gândesc la slujire, colegilor slujitori, alegeți așa într-o secundă ce vreți, vă uitați în una din camere și le spuneți ceva. Gelu. Aș vrea să spun acelora care sunt tineri, care cresc în biserică, care au harul să-L cunoască pe Dumnezeu încă de mici, să prețuiască harul ăsta. Pentru că poate pentru că eu nu l-am avut, poate pentru că am lucrat cu multe generații de tineri și vorbind în seara asta m-am gândit la ce a spus fratele Daniel, pe unii dintre ei nu i-am văzut de ani de zile la biserică și poate ar fi momentul să-i căutăm, să continuăm să ne rugăm pentru ei, pentru că părinții voștri s-au rugat pentru voi, pentru că biserica vă iubește, pentru că v-a făcut Dumnezeu harul să creșteți într-un asemenea context, să nu risipiți. Să nu știți tinerețea voastră, ci să-i o dați lui Dumnezeu și Dumnezeu va face din voi oameni extraordinari, vă va binecuvânta cu familii frumoase, vă va binecuvânta din punct de vedere profesional, Dumnezeu se va îngriji ca voi să aveți o viață frumoasă. Frumos poate să însemne și cu suferință, cu durere, cu probleme, dar cu siguranță ea va fi o viață trăită cu scop și pentru gloria lui Dumnezeu. Da, și mie îmi place, poate ziceai tu că unele sună clișeu, dar chiar nu sună clișeu, adică Dumnezeu face minuni, Dumnezeu există și face minuni și astăzi. Daniel, cui spui două cuvinte? Aș vrea să continui ideea fratelui păstor și să mă adresez acelor tineri din biserică care poate s-au obișnuit cu o viață monotonă, să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Una din marile nevoi în adunările noastre este de bărbați, de bărbați puternici, de preoți în casa lor, de oameni cu coloană vertebrală. O mare nevoie este în lucrarea lui Dumnezeu de oameni care să se pregătească din punct de vedere academic, teologic. Noi ducem lipsă în România de slujitori, de păstori dedicați. Tot mai puțin oameni merg la seminar, la Oradea, la universitate, la institut, la București. Și vreau să continui ideea fratelui păstor Gelu. Îi încurajez să meargă în lucrare, să se apuce de ceva. Și nu îndoiesc că Dumnezeu va binecuvânta țara noastră prin oameni dedicați slujirii lui Dumnezeu. O împlinire la care vă rog, împreună cu frații slujitori, să luați în calcul dedicarea în slujire în lucrarea lui Dumnezeu. Nu este ceea ce poate v-ați gândit în timpul liceului, facultății, dar este o împlinire extraordinară să știi că ești parte din echipa lui Iisus Hristos în această generație. Super! Chiar vă mulțumesc foarte frumos! Pentru mine a fost o seară, o emisiune super faină. Eu chiar m-am îmbogățit, mi s-au adus aminte atâtea lucruri frumoase, că nu trebuie neapărat să descoperim ceva, ci să redescoperim anumite valori care ori le-am pierdut, ori n-am știut să le prioritizăm și toate celelalte. Cum să încheiem în seara aceasta? Știți care este dorința mea? Să vă rugați pentru colegii mei slujitori care sunt aici. Am mulțumit lui Dumnezeu pentru ei, pentru dedicarea lor, credincioșia lor, pentru familiile lor. Și rugați-vă ca să fie în continuare acei oameni al lui Dumnezeu pe care El, stăpânul, să-i folosească așa cum știe El mai bine.
Știți că eu am idee practică, nu vă zic să vă angajați două luni de zile acum fiecare zi să vă rugați pentru ei. Unii cunoașteți, unii ați văzut prima dată. Pentru mine ideea cea mai practică este când dau click și am închis emisiunea, atunci să-mi iau un moment și să mă rog. Cel puțin atunci mă rog, nu știu dacă mă voi mai ruga vreodată în viață. Apoi ați văzut că în mod inevitabil am adus din nou pe tapet problema familiei și mai ales a părinților. Cât de important este părinții să trăiască frumos, nu perfect, dar să trăiască frumos în fața copiilor, fără să jucăm teatru, că în fața lor nu putem juca teatru, oricum ne prind ei și atunci cădem mai mult în disgrația lor dacă încercăm să pozăm una pe la biserică și nu știu când și altă dată suntem varză, da? Încercați să trăiți o viață frumoasă cu ajutorul lui Dumnezeu. Unde greșiți, vă cereți iertare. Mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru voi, pentru alte familii, pentru copiii voștri. Știți că noi toți spunem despre Iov că se ruga pentru fiecare pe nume. Acum nu avem chiar atât de mulți copii cum a avut el. Poate chiar putem să-i aducem pe nume înaintea lui Dumnezeu. Nu aveți copii sau nu aveți copii încă, alegeți-vă din biserică, de undeva, dacă nu altceva, alege cel mai prăpădit copil din cartier și roagă-te ca Dumnezeu să facă o schimbare în viața lui. De ce nu? Dumnezeu poate face lucrul acesta și cât de frumos ar fi să te folosească pe tine. Poți să te rogi pentru alți slujitori, poți să te rogi pentru tineri, unii știți că au fost unii în biserică, poate chiar ați văzut cântând într-o formație, vă aduceți aminte de ce au făcut ei la programele de copii sau nu știu când, și bune și rele, că asta este, copiii sunt normali, cum suntem și noi, da? Decât să-i criticăm, mai ales unii care am ajuns la o anumită vârstă și am putea fi înclinat să criticăm că nu l-am mai văzut, că ce a ajuns, ce rezolvăm cu critica? Toată lumea știe necazul și durerea și prin critică poți să-l apeși mai jos și să-l îndepărtezi mai mult. Încercați o atitudine pozitivă creștinească, rugați-vă pentru ei, căutați ocazii în care să-i întâlniți, poate invitați la voi acasă, invitați undeva la un ceai, știu eu, la un iaurt, nu știu, la un grătar, ce vreți voi. Creați un cadru în care oamenii să vadă că ar exista o șansă să se reapropie de Dumnezeu. Să știți că unii sunt atât de căzuți și diavolul așa le bagă în cap că pentru ei nu mai există nicio șansă, că ei l-au abandonat pe Dumnezeu, toate celelalte. De ce? Dumnezeu ne-a dat nouă, nu a doua șansă. Deci dacă m-ați întrebat pe mine și pe colegii mei a câtea șansă ne-o dă Dumnezeu, nici nu știm să vă spunem. Atunci de ce să nu fie drept și în locul altora? Și e bine că n-am uitat, rugați-vă pentru cei care ne filmează, pentru cei care editează materialul, pentru cei care investesc să se transmită. Să știți că noi vorbim aici, la noi este partea cea mai ușoară, dar există multă muncă până se ajunge aici, până se ajunge mesajul la dumneavoastră. Rugați-vă, ce să vă spun, în spatele camerelor sunt băieți necăsătoriți, sunt și căsătoriți, sunt și fete care... Rugați-vă pentru toți ce știți voi că e mai bine și spuneți Domnului să se împlinească sfântă voia Lui. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Continuați să fiți o binecuvântare pentru alții. Daniel Gelu, încă o dată, tare mult, mulțumesc. Noi mulțumim. Domnul mulțumim. Să vă binecuvinteze. Amin. Familia, slujirea și amin. Rămânem în slujba Domnului. Amin. Acolo este cel mai bine. Mulțumim. O seară și o viață binecuvântată. Amin.